Doamne, binecuvintează nunta mirilor iubiți, toată viața lor cu Tine fă-i să fie fericiți. Binecuvântată fie dias unirea lor de plin, dragoste și bucurie sunt cu nune în veci, amin. Mihăiță, de bună voie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe domnișoara Toma Georgiana Claudia? Da. Domnișoara Toma Georgiana Claudia, de bună voie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe domnul Petruț Rareș Mihăiță? Da. Izvoarele și curgerea apelor, florile și rodul pomilor, munții și marea, sunt lucruri ce ne impresionează, ne uimește și ne bucură pe fiecare dintre noi. Dar peste toate aceste bucurii pe care le vedem la tot pasul, sunt momente în viață pe care le trăim sufletește la o altă intensitate. Între puținele momente de bucurie și fericire din viața omului pe pământ, momentul acesta și taina cununiei, nunta în sine, e sărbătoare. Astăzi aici, în această Sfântă Biserică, dragii mei, suntem și noi prezenți la sărbătoarea voastră. Legat de aceasta, spune Sfântul Ioan Gură de Aur că cea mai frumoasă sărbătoare e conștiința curată, căci nu mulțimea celor ce se adună în biserică, ci virtutea, nu hainele cele prețioase, ci podoaba Evlaviei, nu masa cu bucate gustoase, ci grija pentru suflet face sărbătoarea. Cel care n-are conștiința curată în sărbătoarea cea mai solemnă e fără de sărbătoare. Ați trecut astăzi pragul acestei Sfinte Biserici, dar sărbătoarea voastră mânați de dragoste și bucurie.